Opening, hai să vedem. Oh, Borders! Inform! Vrei să cumperi jocul la cel mai bun preț? Intră pe Gamerland, linkul în descriere, folosește codul DEADLY pentru transport gratuit. Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod nebun din drumul spre Divizia 1. Mulțumesc tuturor celor care mă susțineți și pe această serie. Știu că am avut un început mai împiedicat, să zicem așa, dar vă dați seama, cu suportul vostru vom tot urca spre culmile gloriei. Știți bine că am decăzut mult în FIFA 15 și 16, am decăzut chiar mult și acum, cum v-am zis, mi-am propus, mai bine zis, băi, acesta va fi anul meu, acest an va fi momentul meu de revenire în Liga Pro, spus în ghilimele. Și desigur, vă mulțumesc tuturor care mă susțineți și, mă rog, nu mă înjurați pe la spate că joc ca și o ceapă, chiar dacă joc ca și o ceapă, recunosc. Dar oricum, vă mulțumesc de suport și mulțumesc fiecăruia care apasă acel buton de like. Mersi. Hai să strângem și acum, știu și eu, 500 de like-uri. Și desigur, am un lucru special pentru voi. Am făcut niște SBC-uri acum de curând, n-am ieșit prea pe plus, l-am prins pe unul foarte șmecher din Italia numit Barzagli și cu ăla ce mai, mi-a mai scos bani. Problema, desigur, este că și eu, bou, am stat, m-am deschis acolo, îți dai seama, eu de-abia am așteptat. Bine, am făcut acest SBC pe la vreo două seara, când erau mai ieftine cartonașele. Așa. Și chestia că n-am filmat acel moment și am zis, ai, ce bou că n-am filmat, că mă gândeam, bă, ce mult v-ar fi plăcut, poate și vouă să vedeți acele momente. Așa că am păstrat un pack, fix ultimul pack, Premium Electrum Players Pack. Nici n-am știut, am crezut că e cea mare șmecherie la pachetul ăsta, până când am citit că e vorba despre 12 jucători, 6 silver și 6 de gold, plus 3 dintre ei sunt rari. Oricum, toți jucători, deci ar trebui să fie ceva șmecher, să sperăm. Dacă nu, hei, cel puțin mai diversificăm și noi puțin videourile și avem și un pack opening. Ia să vedem! Oh, Borders! Inform, coaie! Oh! Arsenal! Băi, inform! Primul meu inform! Băi, vedeți? Băi, să-mi fie rușine! Băi, am deschis pachetele, un mare căcat a fost în ele. Am deschis un singur pachet cu voi pe video, fiți atenți, inform! N-o fie el cel mai bun inform, dar inform. Și stați, nu e asta singura fază, băi. E primul meu inform din FIFA 18. Primul inform din FIFA 18, fraților. Hai să vedem, cam cu cât se vinde? Cam cu 10.000, așa mă gândeam și eu. 9.700, 10.000. Pe acolo. O să-l păstrez o perioadă, că mă gândesc că dacă îl păstrez o perioadă, da, de, știi, se va mai scumpi, să sperăm. Bun. Am să fac eu curățenie pe aici în club, că sunt o grămadă de prostii. Iar zicem ce mi-a ieșit. Junk-tul ăsta se vinde cu ceva, cam 1000. Naxair și de ăștia n-are ce. Lennon cred că 700 bani n-au prețul lui. De ăștia de silver, nu știu dacă mi-a făcut banii tot. Ba, cu informul mi-a făcut banii, că e 10.000, să zic 9.500 bani n-au. Și mi-a scos banii de pe SBC, ca noroc, de ce-s pe plus. Și am papac, țac, pac, un inform. Plus, ia să vedem, am găsit acest raid aici pe, văd că cam tot acolo e. Cât că, 7-7, nu. Da, mă, că și ăsta l-am prins tot într-un pack. Mă rog. Da, l-am prins și pe raid într-un pack, știi, și apoi am zis să-l păstrez. Ok, deci în rest toți jucătorii ăștia o să-i trimit la club și desigur hai să trecem la oile noastre în Ultimate Team. Așa, deci am revenit la oile noastre, vedem aici Ultimate Team. Am făcut câteva mici schimbări în echipă, nu cine știe ce schimbări. Mare parte le-am găsit în pachete, deci de-aia l-am găsit desigur pe Raid, care pe moment este ca și rezervat, în vedere că văd că amândoi apărătorii centrali care am în momentul actual sunt peste raid ca și statistici. L-am schimbat pe Masuaku. L-am schimbat pe Masuaku cu acest jucător de la Arsenal. Kola Sinac. Mă rog, îi vom spune Kola. Simplu, Kola. Așa.
De ce? Pentru că Cola, față de Masuaku, pe lângă statisticile mai bune în apărare, de la 70 la 78 și fizică la 89, are mai mult stamina. Masuaku de foarte... Bă, cam după două meciuri, Masuaku îi trebuia cartonaș de fitness. Și aia mă enerva la culme. Fac eu, băi, non-stop trebuie să dau cartonaș de fitness la Masuaku. Știi ceva? Îmi iau cea cu stamina. Așa că l-am luat pe acest jucător. Și respectiv Lanzini, care l-am prins într-un pachet, care mi s-a părut foarte interesant că e mai ofensiv. Are 82 pace, fraților. Deci, băi, dacă îl comparăm cu Lemina, care este chiar aici, vedem că cam peste tot rupe Lanzini, excluzând, vedem, defensive-ul și physical-ul. Parcă nu l-aș fi schimbat pe Lemina, având în vedere că cu Lemina am o grămadă de asisturi. Problema e că, știi, hai să încercăm și altceva mai nou. Și, tada! Bun! Dar stați voi liniștiți că, desigur, ușor, ușor, tot lucrăm pe echipă, tot echipa devine mai bună și mai bună și mai bună și, să zic așa, recunosc că mai mult aștept să scadă prețurile jucătorilor. Sper să cadă prețurile jucătorilor și să ne putem achiziționa jucători buni mai ieftini decât sunt pe moment. Bine, jucătorii aia buni, nici măcar nu-i găsești pe Transfer Market, caută la Gazette, să zic, sau Cante. Puțin găsești și la o... Băi, costă enorm. De asta am zis că mai decât... Tari FC. Oare ăsta fi român? Tari FC. Vedeți? Tari FC. Super Nem. Deci dacă ar fi Superman în maghiară, Super Nem... O echipă de Liga Turciei, fiți atenți, și are inform Valbuena, ăla e Valbuena, așa-i? Piticul Valbuena, da mă. Băi, ce tare, o echipă de Liga Turciei, asta țin minte prin FIFA 16, cred că în FIFA 16 am avut și eu o echipă de Liga Turciei. Și să nu vă luați după ligă, să știți că Liga Turciei are în momentul actual niște jucători chiar foarte buni. Din păcate, na, nu are adversarul meu pe toți. Dar are niște jucători foarte ca lumea, mai ales de când Galatasaray și respectiv Fener au investit chiar foarte mulți bani, mai ales Fenerbahçe, fraților. Au jucători cu pace, este până și acel olandez, Elia, care are 90 sau 88 pace. Deci, băi, nu-i treaba aici. Plus, desigur, să le zic așa, legendele, cum e Eto'o, cum e... De fapt, Schneider s-a transferat. Am vrut să zic Schneider, dar s-a transferat în Franța, parcă? Și Podolski. Și Podolski s-a transferat undeva prin Germania, nu știu ce ligă. Sau nici nu știu unde s-a transferat Podolski. Bankina ba prin Germania, nu știu ce ligă inferioară. Nu mai țin minte, că știți cum e, tu uiți pe internet, internetul zice că s-a sfrat acolo, dar îl vezi dintr-o dată dincolo, știi? Aoleo, și cum l-a blocat pe ăla, că trebuia să meargă în atac, șait! Deci, da, dacă greșești ceva, nu dați vina pe mine, n-am cum să știu pe tăte, și eu de pe internet mai aflu, păi, știi cum e, era doar zvon că se duce în China, de fapt s-a dus în Liga 3 a Germaniei, a fost zvon că se duce în Liga 3 a 2 a Germaniei, s-a dus în China. Ce contează, sincer, ce contează? Zaha! Uite-l, măi, pe Zaha! Ce gol frumos cu transversala! Doamne, doamne, Zaha! Ăla-i mă, nene, mă, e bun, e bun, am început bine de tot, am început noi cu un gol, să o ținem tot așa, bravo, Zaha! Aici trebuie, desigur, să jucăm jocul de pase aici, Musa, n-aveam cum. Am văzut acolo cum era în apărare, oriunde pasam, nu era șansă. Opa, Ezekiel. Stai un pic, Ezekiel. Foarte cunoscut mi se pare numele ăla. Nu a jucat oare prin Liga Belgiei? Cred că în Liga Belgiei. Ui, du-te mă, Butland. Iară ești un gunoi, mă. Egalează adversarul. Gol dat. Pur și simplu surprinzător. Nu știu ce e cu Butland.
Și în meciurile trecute mi-a cam făcut fițe. Și nu știu ce să zic despre Butland. Nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie. Habar n-am. Rămâne de văzut. Oricum mă strânge bani și lua eu odată și odată un portar mai bun. Poate pe Hugo Lloris. Tare mult mi-a plăcut Lloris în FIFA 17. Poate îl voi achiziționa și acum să se mai ieftinească, că costă un braț și o mână și un ficat. Opa! Penelopa! Gol din corner! Fii atent! Ha! Super! Tot mai de către apărătorul nostru, Kane! Bravo, Kane! Bravo, Michael Kane! Tu ești! E bine! E bine, Kane! E bine! Nu degeaba lumea te alintă pe site, mai ales pe Foothead, ca The New Smalling, noul Smalling. Se și vede caracterul, mă rog, mă refer FIFA, nu știu în viața reală ce și cum joacă Smalling, eu sunt pe Digi, n-o văd Premier League, numai pe Eurosport și acolo mai rar. Deci, noul Smalling. Smalling în FIFA 17, știți cu toții ce bestie a fost. Și acum se pare că acest Michael Kane este noul Smalling. Să sperăm că asta m-ar scutim de investiție mare în apărare. Dar, hopa, din nou atac adversarul. Hai mă, du-te în pizda mătii să te fut undeva mă. Ăla a fost fault. Hai mă, du-te în pui mei dacă ăla a fost fault. Na, uite-te, ăsta a fost fault. Deci, cum să zic eu, adversarul cumva o dat-o în... Deci adversarul a dat în Zaha, s-a împiedicat de Zaha, 11 metri și eu am sărit fix unde a șutat-o ăsta. Ia! Butland! Ce pula mea faci, coaie? Băi, serios, numai eu exagerez sau... Frate, dar am sărit fix unde a șutat tipul la 11 metri, măi, și n-a prins-o Butland. Coaie! Fix unde a șutat-o, am sărit cu mâinile. Vreau o reluare la sfârșitul meciului, să nu uit. Dă-o în pui mei, mă, coaie, mă! Și 11 metri, că se împiedică jucătorul de-a meu. Ăsta e FIFA, frate. Mecanică, gameplay, fantastică. Ăla-i, mă, în sfârșit. După nenumărate... Știi ce? Gol! Zaha! Simplu! Ăla-i, mă, în sfârșit am înțeles cum se joacă cu Zaha. După multe, multe meciuri în care ziceam că poate că-l schimb pe Zaha, uite-te, mai că am început și eu să înțeleg cum e să îl... Băi, l-am priceput, simplu și frumos. Ui, din am crezut că egalează iară. Ok, deci hai să ținem de scor, un match foarte bizar rău de tot, ca și, știi ce, hai, ce-a fost, ce, doar offside? Nu, am faultat el aici, am înțeles, ok, ia că și pasa către Lanzini, pui mei, deci am vorbit de parcă aș fi Sacadam, serios, așa vorbeam de zici că Sacadam, și da, nu Sacadam, Sacadam, dararam, banadam, 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 invoc spiritele ploii, dracuștii. Oh, cine lipsea să dea un gol? Nimeni altul decât Easy Man, simplu și frumos, El Tigre, finalizează aici pasa lui Pereira, minutul 80, foarte frumos, bravo El Tigre și desigur 4-2. Ăla-i mă. Mă nene, mă, m-am enervat în meciul acesta că mi-a dat un penalti care nu trebuia să fie penalti dacă jocul acesta era realistic. Adică cum e logica asta, mă? Zaha se împiedică, pică în careu și cumva adversarul se împiedică de Zaha, dar ce m-a enervat și mai rău este că eu am sărit cu Butland fix unde a șutat-o adversarul, dar cumva mingea parcă i-a trecut la Butland prin mâini. Deci aia m-a enervat puțin
De fapt, aia m-a enervat cel mai rău. Da, aia mai m-a enervat și el mai rău. Și wow, egalează și adversarul. 3-4, nu știu de unde vine acest gol. Este dat cumva cu Valbuena? Ia să revedem. Aoleo, serios, serios. Hai mă, termină dată, bă, că eu am fost de treabă. Repede am terminat aceste celebrări. Ok. Burak Yılmaz. Bă, ăla bătrânul, cumva? Era un Burak Yılmaz, Soșmecher în Liga Turciei. Bătrânul, cum îi ziceam eu. Și parcă s-a dus odată în Liga Chinei. Ar revenit din Liga Chinei. Na, asta nu mă așteptam. Are un beast rating foarte fain, dacă e acel Burak Yılmaz pe de care cred eu că îi avea și o physical. Avea la physical de nu 88. Era foarte șmecher acel card. Chiar și în career mode. Opa. A, bă, na, și ăsta nu-i fault? Nu, deci dacă... Ăsta e umăr la umăr. Da, deci dacă jucătorul meu se împiedică și după aceea jucătorul se împiedică de a meu, care a fost împiedicat, e penalti. Da, ăsta intră un număr la umăr în mine, deci zici că a intrat o cisternă Coca-Cola în săracul jucător, na, nu-i penalti. Dar, da, hai să vedem, trage puțin de timp sau ce să facem? N-are rost, te văd aici, te văd la el. Hai, flueră! Bă, țăran îmbrăcat în verde, flueră, bă! Aoleu, nu am... Flueră de final, mă, nu de... Aoleu. Ăla-i, bun, hai, s-a terminat. Băi, am cea în ochi sau ce, mama măsii? Tot meciul m-a săcuit. Așa, deci, e bine. Am câștigat meciul. Un meci corespunzător, a fost destul de entertaining. Ar fi trebuit să câștig cu o diferență mai mare de puncte. Așa am simțit eu că puteam versa acest adversar. Dar... n-a fost să fie cu noroc și Easy Man este accidentat unde la genunchi. Oare am? N-am decât de ăsta de all injuries. No, folosim pe ăsta. N-avem ce face, folosim pe ăsta. Așa. Și hai să trecem la treabă să vedem următorul adversar. Cine va fi? Ok, hai să vedem. Am găsit aici un adversar care are echipa Lazio. Pune și numele. Numele tot e Lazio. Azi vedem dacă și echipa e Lazio. Ia să vedem. Este și echipa Lazio? Nu, este de serie A. Ia să vedem. Perin de Rossi. Nani. Biglia, Eder în atac. Corect. Și ăla Anderson pe RM. Da, o să fie un meci interesant. Formația, mare atenție, formația este acea formație care tot timpul îmi dă bătăi de cap, având în vedere că formația mea este mai ofensivă. Această formație tot timpul este greu de spart, să mă exprim așa mai de pe stradă. Este mai greu de spart în apărare, mai greu să dau gol, mai frumos spus. Ia că mi-a venit ideea. Opa! Dar desigur depinde și cum joacă adversarul, dacă joacă și el mai ofensiv, nu știu cum, dar pui mei. Da, ia, deja se vede ia câți oameni are aici în apărare, eu doar aici cu oamenii mei. Aie, vedem noi, greu de zis, oricum are un avantaj mare împotriva mea, având în vedere formația asta, am vrut să spun. Ia aici să vedem, în corner, oare vom mai reuși o minune din corner? Hai! Ai, Perin o prins-o în brațe. Băi, e scuros cum joacă Perin. Cu cea timp știam că e foarte bun în FIFA 16 sau 17. M-am jucat și eu o perioadă la început cu Perin și am fost chiar foarte, foarte surprins plăcut de abilitățile sale în poartă. Na, are acolo niște reflexe, niște, știi, reaction time. E interesant acest portar. Dar, totuși, în seria, pe cât îi fiu de mare fan AC Milan și urăsc Interul, trebuie să recunosc că Handanovic e Handanovic. Omul ăla merită achiziționat tot timpul. Ai, nu pot să cred, iar 11 metri, mă! Bă, ce-i cu ziua asta, mă, numai 11 metri primesc, mă! Incredibil să-mi dau palme. Băi, măcar de data asta m-a aprat-o. Bravo, Butland! Bravo! Bravo, Butland!
Ăla-i mă, ăla-i mă, Tiki-Taka. Tiki-Taka Button, bun, ăla-i. Dar iară mă, 11 metri, mă, astăzi nu știu, joc eu mai agresiv? Dar nu știu, prima oară am primit 11 metri, zic eu, din cauza jocului FIFA, că e foarte prost făcut. Și am a doua oară, nu știu exact ce să zic, că n-am văzut erori, dar hai să zicem că a fost 11 metri. A fost un pic mai agresiv acolo cu Kane și văd că arbitrajul este foarte, da, este foarte pro-Lazio. Olio, hai să vedem aici ce vom face, mă nene, mă, minutul 34, încă nimic, ca noroc pentru noi că n-a asta avut 11 metri. Fuh. Ăla-i, dă-te, dă-i, mă, dă-i, da, mă! Lanzini, măi! Lanzini! Fuuu! Minutul 83, gol de către Lanzini. Incredibil, fraților, dacă ați ști de când am așteptam să dau acest gol. Dumnezeule! Dumnezeule, ce mult s-a așteptat acest... Ai! Acum doar să avem mare, mare grijă să ținem de acest gol, că incredibil cum s-a putut apăra acest adversar al meu, Dumnezeule. Mai mult ca sigur acum își va pune toată echipa în atac, se egaleze. Deci de-aia am dat și eu puțin pe defense, pe defending. N-am dat pe ultra, nu știu dacă se dau pe ultra sau nu, dar rămâne de văzut ce să fac. Ia să dăm așa, bun, Izicoardo, bun, ia băgăm așa în față, ai Mauricio, măi, foarte, foarte în formă în acest meci, acest Mauricio, foarte bine a jucat astăzi, ca și apărător, desigur, opa, pac, hai Kolasinac, bun, ai, da, măcar s-a dus în atac, e bine, las că e bine, las că e bine și așa. Aș fi bine dacă a deviat-o, măcar s-a dus mult în atac, știi? Se mai pierde un pic de timp. Hai, grijă, grijă, grijă. Hopa! Final! Este final de meci, este, mă! L-am bătut și pe ăsta, măi. Deci, jur, cred că la un moment dat, gen, o băgat ultra defending sau cea pe contra-atac ce-a încercat el să facă, dar în prima repriză m-a atacat destul de mult. Încă mă și gândeam cum de dracu nu mi-a dat gol. Deci hai să vedem statisticile, dacă e tot să o luăm așa. Hai să vedem așa, bun, monez. Deci, adversarul meu a avut 19 șuturi, dintre care 11 pe țintă. Eu am avut 6, din care 2 șuturi au fost pe poartă și dintre care unul gol. Eu zic că e mai bine să fii ca mine, cu mai puține șuturi, dar cu câștigul, decât să ai multe șuturi și toate pe țintă și nici unul gol. Știți ce zic? E mai bine așa. Oricum, iată că în acest video 2 victorii, chiar dacă au fost puțină dramă, deja ușor, ușor, parcă și eu încep să joc mai binișor. Până pe data viitoare, vă urez numai bine, nu uitați de like, subscribe și un share pe Facebook, aș aprecia mult. Numai bine, bye bye!